lumea o să zică, dacă nu era Jador, nu erai cunoscut și așa. Păi ziceam, când vine vorba de Simina, plângi, când vine vorba de Cutare, plângi, când vine vorba de Cutare, râzi și tot așa. Din emisiunea au mai rămas foarte puțini care au rămas relevanți. I-am scris 10 de hituri, sute de milioane de vizualizări. Nu m-am ales cu niciun leu. Am început să aud în stânga și în dreapta acum că ar vorbi urât de mine. Mă enervam, mă dezbrăcam, de cu pumnii masă. Cheamă la aici! Sunt foarte bipolar. Eu nu cred că există prietenie adevărată, gen acum. Nu. Am încercat niște gânduri să-i fac un pic zile negre. În ultimul an au fost vreo 2-3 așa care mi-au atras atenția mai mult din România. Exageram cu alcoolul, cu nopțile pierdute, cu femeile și încerc să nu mă mai las distras. Și da. De asemenea, pot să zic că am luat bătaie la Van Damme. Bine ai venit, Bogdan. Bine v-am găsit, băieții. Cum a fost drumul până la noi? A fost lung, dar în același timp scurt, pentru că stau aproape de voi. O să fie mai scurt la întoarcere. Dar știi ce, sunt eu curios? Cum a fost drumul alături de Costel până la noi? Mamă, deci ador când stau în trafic cu Costică. Se oprește la toți cerșetorii. Îi înjură. După asta le dă bani. Și după asta îi înjură iar. Îi face toate felurile. Dă 5 lei, dă 5 lei. M-ar veni ca să merite bani aia, nu? I-a dat 5 lei. Na, să fii sănătos, să fii sănătos. Da, mui. Nu, după aia a realizat, m-am mai dat 5 lei ăsta. Nu, să știi că e un, are sufletul bun. Chiar are sufletul bun. Costică. Ia zi-mi, ai suferit după Andra Volos? Mamă, ce, ați intrat în pâine. Păi n-ai zis tu că nu te ferești de nicio întrebare? Nu, sunt transparent, dar nu mă așteptam să mă luați așa. Păi nu am vrut să te luăm cu ce ai mai fost, că ai fost la o grămadă emisiune. Bun. Bă, da. Aș minți să zic că nu. Am iubit-o, a fost nevastă mea, am stat în casă atâta timp. E normal. Am ținut un doliu suflete, să zic așa, dar ca orice bărbat puternic, trebuie să îți vezi de viață în continuare, să înveți din greșeli, să încerci să devii mai bun. Nu că s-ar fi terminat din vina mea. Dar, na, adevărul e undeva la mijloc. Dar cum ai făcut să te vindești sufletește de treaba asta? Care a fost procesul? Batiste multe. Nu mă refer batiste de plâns. Batiste, na. Dar în același timp am încercat să nu mă implic foarte mult emoțional cu batistele astea. Adică, na. Ieșeam la multe întâlniri, vorbeam cu multe femei după ca să mă țin ocupat. Și asta a fost o greșeală din care am învățat foarte mult. Ulterior am mai avut o relație serioasă unde am iubit cu adevărat și am zis că nu mai trebuie să fac ce am făcut în relația cu Andra, pentru că m-am distrus după relația cu Andra. Am devenit o, nu știu, un altfel de Bogdan, un Bogdan care, nu știu, n-ar fi foarte mândru de ce a făcut. Și mă refer că m-am apucat de d***uri sau prostii sau chestii de astea, doar că exageram cu alcoolul, cu nopțile pierdute, cu femeile, cu ieșirile, cu, mă rog, nu mai eram focusat pe drumul meu. La ultima relație am zis să schimb placa și să canalizez toată suferința sau tot doliul ăsta sufletesc pe care l-am în mine, în munca mea, în cariera mea. Și m-am axat pe muncă. La fel am încercat să mă țin ocupat, că ăsta e secretul. Când treci printr-o despărțire, trebuie să fii mereu ocupat, să eviți să stai singur, să eviți să stai degeaba. Și am zis că ar fi mai bine să mă apuc de muncă, să fac bani, să investesc în mine timp și chiar a fost bine. Adică am și trecut peste, am și păstrat o relație de prietenie cu fosta asta ultima și când m-am uitat în cont aveam și câteva zerouri bune. Câteva zerouri și adică a fost bine. Așa dar, treci peste. Dar situație. Ai mai reușit să iubești pe cineva la nivelul ăla? Cum ai iubit-o pe Andra? Bă, eu nu cred că pot să măsori iubirea așa, adică pe aia am iubit-o atâta, pe aia am iubit-o atâta și așa. Se spune că în viață iubești de 3 ori. Eu cred că în viața mea am iubit de 2 ori până acum. Mai am o șansă. Dacă mă mai îndrăgostesc o dată de cineva și pe bune, să iubesc pe bune, aia o să fie ultima și mama copilor mei. Și dacă nu o să fie nici cu ea, înseamnă că nu o să pot să fiu monogam toată viața. A treia nu știe întotdeauna cu noroc. Da, a treia da. Ei, cred că iubești fiecare persoană diferit. Pe ea am iubit-o într-un fel, pe ultima în alt fel, nu știu. Te comporți diferit cu fiecare persoană. Fiecare persoană îți câștigă
respectul și iubirea în felul ei. Nu puteam să manifest iubirea față de fost, acum eu manifestam față de Andra și tot așa. Sunt persoane diferite și personalități diferite și nu ai cum să le zici seamănă cu aia sau nu seamănă cu aia. Sunt diferite. Dar ca intensitate, nu știu, poți să măsuri iubirea prin momente sau amintiri fericite și amintiri neplăcute. Și dacă eu sunt unul care sunt foarte bipolar. Eu cântăresc și clipele frumoase și alea nasoale. Uite, unul care recunoaște. Sunt oameni care gen cântăresc doar alea și amintesc doar chestiile nașpa dintr-o relație sau chestiile frumoase, chestiile fericite. Eu le cântăresc pe amândouă și dacă ar fi să cântăresc, aș avea o idee pe cine am iubit mai mult. Dar rămâne pentru tine. Dar rămâne pentru mine, că e o analiză mai complicată. Hai să schimbăm un pic. De ce te-ai certat cu Jador? Oameni buni, întrerupem puțin podcastul pentru că avem și noi o mare rugăminte la voi. Peste 85% dintre voi sunteți neabonați la canal, așa că vă rugăm foarte mult, abonați-vă la canal pentru că ne-ar ajuta foarte mult și știți vorba aia. Ajuți un om și un câine, mâine vine acasă, mâine poi mâine. Ajuți un om și câine, mâine se întoarce, mâine acasă, poi mâine. Așa că vă rugăm mult de tot, lăsați-ne și nouă un subscribe. E gratis. Jador a fost singurul om în afară de familia mea și iubita mea sau iubitele mele de-a lungul timpului, pentru că relația cu el a durat mai mult decât relațiile mele sentimentale. Singurul om pe care l-am iubit ca pe un frate, în afară de familia mea și ele. L-am iubit ca pe un frate pe bune, adică, nu știu, mi-aș lua de la gură pentru el și așa îți dai seama că poți să iubești un om, că îl iubești când îl prioritizezi în fața ta. M-a dezamăgit foarte, foarte tare, nu știu dacă s-a schimbat sau dacă așa a fost tot timpul și eram eu naiv și n-am văzut cum era el de fapt, dar picătură cu picătură, lovitură după lovitură, am început să înțeleg, am început să-mi dau seama cam cum e el ca om. Ideea e că am trecut prin multe chestii cu el, și grele, și frumoase. Am stat, am dormit în aceeași cameră, am mâncat din aceeași farfurie pe bune, am stat și boschetari prin aeroportul și mâncam dulciuri când îmi scădea glicemia și n-aveam mărunței să luăm de la tonomat, aveam numai bani cash și stăteam boschetari și așteptam acolo pe bune. Avem foarte multe amintiri frumoase de altfel, dar asta nu mai contează. Când, nu știu, te gândești că omul ăla de fapt avea o mască pe față. M-a dezamăgit la modul așa tare încât eu nu cred că există prietenie adevărată gen acum. Nu cred. Cred că există așa pe termen scurt și adică nu, sau determinat, nu scurt. Interesul își poartă fesul. Am scris și asta nu zic să mă plâng sau să-i reproșez sau așa, că până la urmă am făcut-o din prietenie, n-am făcut. I-am scris zeci de hituri, sute de milioane de vizualizări. Zeci de mii, poate chiar sute de mii de euro. Intrate în buzunarul lui, n-am avut pretenția niciodată, domne sau mă rog. Am tras, lumea o să zică, dar stai domne că a făcut și el piese cu tine, te-a ajutat. Toate piesele pe care le-am făcut cu el au fost puse pe canalul lui, monetizate exclusiv de el. Din prietenia mea cu el niciodată nu am ales cu un leu, să zic, adică fără să-l muncesc eu. Nu m-am ales cu niciun leu, adică nu ăsta era scopul niciodată. Eu eram prieten cu el doar pentru că simțeam că avem foarte multe chestii în comun, pentru că am crescut în aceeași zonă, suntem din aceeași zonă născuți și am avut parte aproximativ de aceeași educație. Și simțeam așa că suntem, că ne încurajăm, credeam că e o rivalitate constructivă. Constructivă, da, o competiție constructivă între noi, știi? Am perceput asta greșit. Nu vreau să intru din nou în detalii, că încerc să fiu cât mai rezervat cu chestia asta. Vreau doar să zic că de fiecare dată, la orice oră, când am avut ocazia, l-am ajutat cu multe chestii. Și din nou, lumea o să zică, dacă nu era Jador, nu erai cunoscut și așa. Ca idee, Jador a mai fost la Puterea Dragostei înainte să intru eu o săptămână și a ieșit. După ce am intrat eu, el n-a mai ieșit de la Puterea Dragostei pentru că eram eu. Efectiv, îi spuneam seara ce să zic a doua zi în emisiune ca să poată să stea. Îi ziceam, plângi când vine vorba. Plănuit?
emisiunea nu e fake, emisiunea era între noi doi, mă refer. Între noi doi. Eram numărul unu acolo, noi doi, da? Trebuia să fie și ceva muncă în spate. Păi ziceam, când vine vorba de Simina, plângi, când vine vorba de Cutare, plângi, când vine vorba de Cutare, râzi și tot așa. El la fel m-a ajutat și el cu sfaturi, că nu aș minți să zic că doar eu. Însă, da, el m-a ajutat să fiu cunoscut, dar și eu pe el. Adică am pus în egală măsură bazele a ceva mare, zic eu, pentru că din emisiunea au mai rămas foarte puțini care au rămas relevanți pe piață, să zic. Până în punctul în care, nu știu, am simțit eu niște chestii un pic mai usurătoare din partea lui, am ales să mă retrag frumos, în pace, fără să încerc să fac scandal și așa, din respect pentru prietenia care a fost. Și la un moment dat am început să aud în stânga și în dreapta cum că ar vorbi urât de mine, că ar face glume proaste pe seama mea. Am intrat pe un live de-al Biancăi Comănici, unde era și el. El era cu ea pe live, era undeva la 16.000 de oameni cumulat pe live-ul ăla. Și el când a auzit că sunt acolo în glumă, că nu sunt nebun să cred după atâta timp să cred că ar vorbi urât de mama mea, dar în glumă a vorbit urât de mama. A făcut o glumă despre mame. O glumă mai deplasată. Și eu fiind și supărat dinainte și știind că el de fiecare dată când avea concerte prin zona aia Moldovei, odată a sunat-o la 4 dimineața pe mama să-i zică, bre, vezi că venim, avem concert pe la Iași, ne oprim la tine, la 4 dimineața. Mi-e foame. Și s-a oprit mama, s-a trezit mama săraca și a făcut, nu că ea a încălzit pâine, i-a făcut aluat și a împletit aluat și a făcut pâine caldă să mănânce la 4 dimineața, el și toată formația. Ei, după ce faci o femeie chestia asta, n-ai cum să intri pe live și să vorbești urât de ea, nici în glumă, nici așa. Eu orice aș avea cu el sau așa, eu am mâncat de pe mâinile tantei Simona, mama lui. Cum eu vreodată să fac vreo glumă proastă? Aș intra în pământ de rușine dacă ar știa că am făcut vreo glumă. Și nu mi s-a părut corect deloc chestia aia. Mi s-a făcut greață, silă. Ăla a fost punctul care ți-a pus capac? Sau? Da, exact. Ca după să aflu că avem eveniment de Revelion în același loc. Ma. Da. Am zis asta este, mă duc, nu vorbesc, nu nimic. Adică totul profi. Da. Am ajuns, era în altă țară, ca să aflu de la patronul prieten de-al nostru, că el îmi lăsase un mesaj prin el, pe care el trebuia să mi-l transmită după ce pleca el la Survivor. Când seara evenimentului, el pleca la Survivor. Și a zis, după ce plec eu, să-i transmiți asta lui Bogdan. Și l-am întrebat, dar ce ți-a zis? Și a zis, prietenul ăsta mi-a zis, n-am cum să-i zic lui Bogdan, n-am cum să-i transmit ce ai zis, că ăla te bate. Ăla te bate, că e țăran, e prost. N-aș da în el niciodată, îți dai seama. Nu cred. Pentru că nici în ziua de azi nu știu exact ce a zis. Nu a vrut să-mi zică nici mie. Cert e că a fost foarte grav. A, deci știu doar doi oameni mesajul ăla. Da. El și cu patronul exact. Respectivul lui Rare club. Șache, da. Mi-a zis așa câteva chestii mici ca să nu mă supăr, să nu mă enervez tare și am înțeles atunci că după toate astea tot el a vorbit prost. Eu, în condițiile în care în seara aia era un scandal acolo, nu mai știu, unul voia să-l bată. Și eu eram acolo, eu certat cu el, eram spate în spate cu Jador și el se certa, avea o discuție, un conflict verbal cu unul. Eu certat cu el și nu-l suport și nu vorbeam cu el și așa. Stăteam și atent și stăteam cu pumnul încordat, așteptam secunda. Dacă ridica ăla palma la Ion, la Jador, îl taxam atunci, pe loc. Deci eu și în momentul ăla eu am vrut să iau apărarea cumva. Păi atunci eu nu știam că el a lăsat mesajul ăla, știi? Și după când am aflat, mi-a părut rău un pic de mine, că sunt prost, că sunt naiv și așa, dar cred foarte mult în energie și în univers și în Dumnezeu, dacă vrei să-i spui Dumnezeu. Și nu am așteptări de la nimeni, am așteptări doar de la univers, de la energie. Știu că o să mi se întoarcă înapoi bunătatea, calmitatea cu care tratez lucrurile, așa că am lăsat tot un aer. Chiar și acum m-au încercat niște gânduri să-i fac un pic zile negre, pentru că a lansat o piesă, ultima piesă pe care o are cu sora lui, e scrisă de mine. A fost ultima piesă pe care am scris-o în timp ce noi eram prieteni și așa, ne-am certat, piesa a rămas la mine, versurile. Eu certat fiind cu el, îmi scrie sora lui, Bogdan, îmi dai și mie versurile alea pentru Ionuț? Că știu că voi nu mai vorbiți, dar mi-a zis că sunt la tine. Și eu, băia bun, băia prost, rău, zic, da mă, iau. Ia-le și lasă-mă în pace, nu mai vreau să aud de el. Și i-am dat.
Și chiar am fost curios când se lansează piesa, dacă apare dacă acolo în descriere, că am scris eu. La versuri scris, la... Da. Nimic. Și nu numai asta. Toate piesele pe care le-am scris, de care am menționat mai devreme, nu mai apare la nicio piesă de pe canalul lui, că eu am scris vreo piesă. Am modificat. Am modificat și a șters tot. Nu știu cum să reacționez. Dar dacă stau să mă uit în spate, cum am spus, n-am avut nimic de câștigat de pe urma prieteniei decât un om cu care să împărtășesc experiențe frumoase și să ne bucurăm împreună de chestii și de rezultatele muncii noastre. Asta, da, a fost frumos. Am amintiri foarte frumoase. Pentru toată viața am amintiri din ultimii 5 ani cu el. Dar aș vrea să încheiem okay. subiectul. Dar știu, sunt eu curios dacă te-ai mai întâlnit atunci, din seara aia în care el a plecat la Survivor, vreodată față în față cu el. Nu, și nici nu vreau. Eu sunt sigur, știu deja ce o să se întâmple. Deci nu există cale de împăcare între voi da, doi. Da, nu, când există separat de asta. Știu cum o să decurgă, știu cum face de obicei. A, oricum, a început să se certa și cu Nicolas. Am înțeles că l-a lovit cu Nicolas Sax, l-a lovit la ultimul concert. S-a certat cu mulți băieți din formația lui, s-a certat cu toată lumea din jurul lui, adică deja lumea începe să vadă niște chestii care nu se vedeau așa cu ochiul liber înainte, pentru că avea oamenii care trebuie lângă el, care îl protejau și care îl ajutau. Acum că încep să dispară din oamenii ăia, și el un pic se cam duce într-o direcție în care nu-mi doresc să se ducă, nu-mi doresc să-l văd rău. Știi cum e aia cu... Nu mai ești prietenul meu, nu că nu-mi doresc să nu mai mănânci, dar îmi doresc să mănânci, dar să mănânci la altă masă. Adică el nu are nevoie de ajutor, nu are nevoie de cineva care să-i bage bețe în roate. Văd că își face totul cu mâna lui singur și îmi pare rău să-l văd așa, că s-a pierdut un pic din drumul lui și tot îl ia pe Dumnezeu în brațe și Biblia și în tot ce pretinde el că virgulă crede. Însă, nu știu, cred că ar trebui să pună în practică mai mult. El e un om foarte credincios, doar cu gura. Trebuie și cu fapta. Trebuie și cu fapta. Care e cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu e să fiu mai mare decât am fost, să-mi iau mouse-uri, tății. Cred că toată lumea se gândește la treaba asta după nițoiul. E răspuns epic. Cel mai mare vis al meu e să influențez pozitiv cât mai multă lume, să fiu așa influent la un moment dat, nu știu prin ce o să fie, știu că o să fie, nu e un vis, e un target. Să fiu așa influent, ca imagine, ca prezență, ca orice, încât să pot să ajut oamenii foarte ușor și nu mă refer la 2-3, o mână foarte mare de oameni să o influențez pozitiv, cumva, nu știu, să fiu un model pentru oamenii cu dizabilități, cu probleme, cum am și eu diabet și așa. Un model, de ce nu? Pentru că eu n-am avut un model când eram bolnav de diabet la 9 ani. N-aveam un om la care să mă uit în sus și să zic, bă, uite, se poate. Pot să încerc să fiu ca. Unul la mână, să inspir și doi la mână, sunt sigur că dacă o să dau de bani mulți și fiecare are definiția lui de bani mulți. Da. Definiția mea de bani mulți sunt foarte mulți bani. Adică de ordinul milioanelor de euro sau? Miliarde. Oh, deja am ajuns departe rău. Nu știu, aș face, nu știu, cred că o organizație sau o asociație pentru diabetici. Dacă aș ști cât de scumpă e insulina asta și testele de glicemie și pompele de insulină, Doamne, dacă aș ști câte mesaje primesc pe Instagram... Eu am pus o pompă de insulină și un senzor și toată lumea de unde l-a luat, de unde l-a luat și așa. Mi-e și rușine să le răspund la oamenii aia că pompa e 6.000 de euro, senzorul 1.500, consumabile 500 de euro pe lună. Sunt foarte scumpe, foarte, foarte scumpe și știu că, nu știu, toți ar merita cel puțin să trăiască mai simplu cu boala asta. Așa-i. Dar în timp, de ce nu? Nu știu, o să o facem și pe asta. Sau o fundație. Exact, da. Fundații care se ajută. Știi ce sunt curios? A spus mai devreme că pentru el bani mulți înseamnă miliarde de euro. Așa. A atins Bogdan Mocanu până acum milionul de euro? Bă, în, cum se cheamă asta? În proprietăți sau active? În active? Cum zicem?
net, nu mai știu cum îi zice. Net worth. Așa, net worth. Da. În proprietăți, în nu știu. Nu știu, n-am urat niciodată bani. Cumulat, exact. Nu neapărat cash, știi? Cumulat. De-a lungul timpului... Cred că da. Cred că... Nu știu, sigur, n-am numărat. Cred că au trecut prin mână ceva bani. Dar mereu am încercat să-i rulez, să investesc, să... Nu prea am arăt, nu știu dacă ați văzut, eu nu prea am arăt că... Vai, domnule, îmi iau mașini sau să bag în ceasuri sau să bag în... Odată la ceva timp mă mai duc într-o vacanță de asta mai nebună. Sunt mulțumit, am o mașină nici foarte ieftină, nici foarte scumpă, frumușică. Mi-am făcut casa visurilor mele deocamdată și, nu știu, după ce mi-am achitat toate astea și am început să produc peste, nu știu, mă gândesc în, la viitorul meu, la familia mea, gen, nu... Încerc să nu fac din bani o prioritate. Încerc să fac destul de mult încât să fiu mulțumit, să meargă bine, să nu-mi lipsească niciodată nimic, nici mie, nici familiei mele, și dacă vreau și simt vreodată să ajut pe cineva cu ceva, să fiu sigur că bag mâna în buzunar și am de unde să-i dau. Adică să n-am grijă a zilei de mâine sau anului viitor. Frumos spus. Foarte frumos. Ți-e frică de cineva să te lupți în RXF cu el? Bă, cum a spus și Yamato, orice bărbat care s-a bătut, nu știu, măcar de câteva ori, neapărat în ring sau așa, dar a participat la vreun scandal, două, nu e frică de bătaie, adică bătaia e la fel, am văzut pe TikTok că ziceau, păi da, domnule, dar somnul e altfel, depinde cine îți dă bătaia. Nu e, frate, la fel. Somnul e la fel, frate, și la... A venit sfatoși. Da. Da, 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 experții în lupte. Nu e, frate, era fel, un pumn în gură, un pumn în gură și de la unul și de la altul. Ți-l dă mai tare sau ți-l dă mai ce și ți-ai luat somn, tot, e același somn. Dacă ai luat odată un pumn în gură, nu ți-e frică de nimeni. Că mai rău de atât ce poate să fie? Mai rău decât să-ți iei somn. Eu nu luasem niciodată somn de la un pumn până nu m-am antrenat. Uite, și asta n-am zis-o niciodată pe bune în premieră. Era la un antrenament, la începutul antrenamentelor pentru RXF. Și făceam sparring cu George Zănoagă. Și eu nu înțelegeam conceptul ăsta, eu nu cred în cum se cheamă asta, în hipnoză, nu cred în să-ți pierzi cunoștința, nu, eu nu cred în asta. Bă, și efectiv eram la sparring, cred că a fost printre primele sparring, eram în prima săptămână. Mamă, când mi-a băgat George o bucată, direct pe barbă, pe bărbie, am căzut în genunchi deodată și m-am ridicat și eram... Ce s-a întâmplat? Mi-am luat blank pentru o secundă. Și zic, băi, există chestia asta, gen. A fost prima și singura oară când mi-am luat... Noi l-am experimentat. No. Mi-am luat somn de la chestia aia și după... Când sunt... Asta, gen, cred că e cel mai rău ce ți se poate întâmpla. Nu mi-a mai fost frică să încasez. Adică ai și frica aia, gen, când te bați să închizi ochii când primești lovitura. Nu îți mai este după chestia asta. În fine, pe scurt, nu da. Are cum să-ți fie frică de nimeni, pentru că te bați cu oricine, îți iei bătaie, lumea nu înțelege, nu e o rușine să iei bătaie, nu e... Ești sportiv, trebuie ești apreciat doar pentru că ai intrat în cușcă sau într-un meci cu cineva. Cine câștigă e mai bun, felicitări și lui, adică, uite, sunt exemple, foarte multe exemple. S-a bătut Zănoagă cu Bobicioiu. Trebuia să râdă lumea de Zănoagă că a luat bătaie prima oară, era mai slab Zănoagă în ochii lumii sau așa. După s-a făcut revanșa și a câștigat Zănoagă. Adică, na, e și după cum te antrenezi, după cum, cât de tare te implici. Nu mi-e frică de nimeni să intru în cușcă, cu oricine ar fi. Ce se poate întâmpla? Să iau bătaie. Nu mă omoară? Bine, depinde acum și. Discutabil asta, că nu mă omoară. Doamne ferește. Doamne ferește. Mi-a plăcut cum ai zis, zice, noi n-am experimentat. Adevărul că și meseria noastră să cânti e cu bătăi. Vezi că e un pic. Am fost plecat cam cu toți lăutare din țară. Nu vrei să știi câte scandaluri am prins, câte bătăi. Da, da, contează și lăutare. De câte ori am fugit cu banii, nu cu banii de la cât, cu banii să nu ne ia, gen. Să nu ne ia banii, gen. Știi ce, sunt eu curios, care e body count-ul tău? Dacă știi. Dacă ți l-ai trecut pe vreun carnețel, pe ceva. Ia zi, am venit la nebunește. Bă, sunt gemeni și sunt foarte bipolar. În aceeași măsură, sunt de părere că body count-ul la un bărbat nu e o laudă. Deci nu mi se pare ceva cu care să te lauzi. A, păi am făcut, Andrei, am așa.
cred foarte tare în chestia asta, că nu e important și că nu e o chestie cu care să lauzi, dar în același timp știu exact. Ia spune-ne. Știu exact, nu, nu o să zic niciodată în viața ta. Păi atunci zic tu, nimănui. Cum mai aia ta? Nu mă lua cu mai mult de 300, mai puțin de 500. Haide, spune-ne. Nu o să aflu și nu o să am niciun detaliu niciodată. Păi înseamnă că sunt peste 200-300. Dar știu exact numărul cu decimale. Îi spui și nouă după emisiune? Nu știu. Nici după emisiune? După emisiune, nu. Vorbim, nu știe nimeni. Estima? Nu știe nimeni, nu știe nimeni. Știu persoane, câteva persoane că știu exact numărul, dar nu... Știe. Bine, uite, schimbăm. Că-l sunam pe Yamato. Nici el nu știu. Nici el nu știe? Nu, știe că țin... Evidența. Mai are un caiet acolo el. Nu am nicio. Yamato, ia să-i furi carnițelul. Numai că l-am mutat pe telefon. Hai să schimbăm un pic. Care e mâncarea ta preferată în afară de rășituri? Dar cine mănâncă rășituri? Nu mănâncă nimeni? Mănânci? Nu-mi plac. Cum ziceți voi aici? Biftie. Biftie. Nu... Știu că acolo în zonă e... Așa știam, da, și eu. Știu și eu. Dar nu suport, nu-mi place niciodată. Piftia, caltaboșul, drobul... Adică de Crăciun tu ce mănânci? Da. Șorici. Atât? Da? Dacă îmi dai șorici, cum ai scostică? Dacă îmi dai șorici, 20 de porci, în 3 ori ții mă pe toți. Ador șoriciu. Bipolar, da? Uh-huh. Sarmale și creveți. În aceea zi de Crăciun? Nu, ai întrebat de mâncare no, preferată, gen. Preferat. Sarmale cu smântână și... Mămăligă și creveți. Poate să fiu creveți. Da. N-am făcut, cred că o să fiu primul care inventează sarmale cu creveți. Vezi? Ar fi tare, nu? Eu zic să încerci. Da. Până nu ia taverna racilor, rețeta. Păi da. Escobar. Dacă te bate cu Van Damme, cine ar câștiga? Oameni buni, vrem să vă anunțăm că pe lângă faptul că noi facem podcast, avem și o formație de evenimente care se numește Charisma Band. Așa că dacă printre voi există un cuplu de tineri care urmează să se căsătorească, accesați linkul din descriere, www.charismaband.ro. Poate nu intri. Când era el, să în prime-ul lui, auzi, în prime-ul lui. Auzi mă ce mă întreabă. Dacă aș fi fost fakiru acum, mă enervam, mă dezbrăcam, deam cu pumnii masă, cheamă-l aici. Dar pentru că nu sunt fakiru, logic, frate, cu Van Damme ar câștiga, auzi. Asta bine, dacă ar fi în prime-ul lui. Atunci, da. Dacă ar fi acum? Bine, stai așa, că dacă mă gândesc, Van Damme, nu prea știu așa multe despre el. Van Damme, el e actor, dar a practicat și arte marțiale? Că nu mai știu dacă a făcut și arte. Uite, de exemplu, Steven asta, Seagal. Asta știu, că Steven Seagal, da. Steven Seagal, gen, el e actor, dar... Dar practică și... E maestru, nu știu. Provoca... Mirăm Cosma, nu-mi parcă. Da. Nu, Steven e șmecherul, dar uite... Nu știu dacă la el era, dacă la el era teatru sau chiar se bătea Van Damme. Mai întrebat dacă m-a întrebat cine ar câștiga. Da. Eu zic că el, dar dacă m-a întrebat dacă aș accepta meci cu el în prime, aș accepta. Mă bătai de la Van Damme, n-am mai luat. E bine și când câștigi și când e bătaie, că e Van Damme. Da. Poți să zic că am luat bătaie de la Van Damme? Doamne, deci mi-aș dori acum să mă... Dar să-mi rupă capul Mike Tyson acum vreo 20 de ani, cum era? Da. Cred că nu mai eram aici. Stăteam numai în podcasturi. Ia spune dacă ai făcut vreodată compromisuri ca să obții anumite beneficii. Compromisuri să obțin beneficii? Da. Cred că cel mai mare compromis e să... pe care poate să-l facă cineva. Cred că ar fi să tacă atunci când ar trebui să vorbească și să-și impună punctul de vedere. Și din păcate, da, am făcut și asta. Erau momente când ar fi trebuit să pun piciorul în prag și să nu știu, să mă impun un pic, dar de dragul beneficiilor am zis ok, pas, tac. Asta poate să fie și o virtute. Să păi asta mă gândeam fix, la asta mă gândeam eu, că poate să fie o calitate treaba asta. Păi poate să fie o calitate, dar e pe moment. La, nu știu, câțiva ani diferență sau depinde cât ia fiecăruia, realizez că de fapt atunci ai renunțat la principiile tale după care ești, te ghidezi tu, doar ca să mulțumești alt om pentru o plăcere de moment, când normal ar trebui să vezi asta ca pe o călătorie long term și ar trebui să te impui de fiecare dată și fiecare lucru pe care îl câștigi, și experiență și ca și sau obiect sau posesie, ar trebui câștigat pe munca ta și pe principiile tale, adică să fii mândru de fiecare lucru pe care l-ai obținut. Degeaba am câștigat eu banii pe telefonul ăsta dacă ar trebui să, nu știu, să stau să pup un fund pe cineva pentru el sau, nu știu, vorba vine. Nu pot să mă bucur de el, că știu că nu am obținut pe principiile mele. Dar ai avut persoane în jurul tău care să pupe pe cineva în ca să obține beneficii? Bă, da, e o metodă ușoară să urci. Și văd tot timpul în jurul meu și așa. Se cheamă
selecție naturală sau nu știu cum să-i spui. Așa se setează ierarhiile, gen... Când văd în jurul meu oameni de genul, zic, a, ok, am fost și eu ca tine, am fost și eu acolo. Și mă uit, gen, bă, oare ăsta o să rămână toată viața așa, gen, atârnache după toată lumea, sau o să fie... Să ajungă, gen, cum sunt eu, să atârnă alții după el. Da, 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 am înțeles. Da, important e să-ți dai seama că trebuie să fie ăsta un mijloc și nu un scop. Trăiești toată viața de pe urma altora. Bogdan, vreau să mai jucăm un joc. Se numește Whisper Challenge cu mimă. O să spun o dată cuvântul, dacă nu-l înțelege, o să ți-l mimeze, imite Dani cum poate. Dami, am vrut să zic. Dani cum poate. Dami baterii, da. Sunt 7 cuvinte, ți-am dat mai multe, că poate ghicești din ele. Și ai cât un meniu la dispoziție la fiecare. Hai, dragă. Dar ce muzică îmi pui? Da, de relaxare. De relaxare? Sandu ciorbă, cred. Era bine. Mamă, ce izolează astea, Phonic, să-mi bag piciorul. De studio. Că intră în apă. Hai, merge. 3, 2, 1, merge. African. Cafenea. Păi stai, mă, mai zi o dată, nu? O dată. Păi să mai zic o dată. Dar ești hoț că ai făcut. Nu, mai zi o dată. Hai, mai, hai, mai zi o dată. African. La valieră. Hai, fă-ți meserie. Dacă să mă gândesc, nu știu cum să fac. Bă, el nu știe să-l explice și tu vrei să-l ghicesc. Ce dracu, zi. Hai, arată culoarea. Transpirație, ce? Sprânceană, frunte. Te doare fruntea că te-ai uitat la ăla. M-a luat piesa, îmi place piesa. Negru de transpirație. Negru de supărare. Negru. Bine, mă arătai pe mine. Da. Nu mai vorbi, că nu te, nu poți să... Bă, dar mai zi tu, mă, cuvântul, mă, frate, zi. Poți să zi? Zi! African. La vața. Stop! African! African. Deci el n-avea căiște și... Cum el a auzit cuvântul și a zis după ce că african era... Hai, următor. Hai, merge. Trei... 2, 1, merge. Insulină. Fugi. Fii atent, bravo. Fii atent că l-a dus capul sânge. Să-i arate. Zi, mai, zi tu cuvântul. Nu, că știi. Sutien. Deci nu pot să cred că... Dacă l-a dus capul, l-a dus bine. Siringă. Bravo. Injecție, siringă. Ce faci tu? Bă, vreau să fiu sincer cu voi, nu vă aud acum, în fine. S-a oprit muzica, că s-a schimbat piesa și am zis zic cuvântul. Și el a zis sutien, frate, cum nu e sutien? Nu, nu, nu e. Nu e sutien? Nu, nu, nu. Sânge, e injecție, pliu, seringă. Da, asta e, dar mai departe. Seringă? Mhm. Uh-huh. Ser, ser fiziologic. Insulină. Aie. Bravo, aie. Insulină, aie. Insulină. Aie. Dar nu mă gândeam că... Fă-te, că asta e. Insulină. E aceeași mișcă. E aceeași mișcă. N-am zis la mișto, am zis cuvântul. Da, știu. Hai. Hai. 3, 2, 1, merge. YouTube. YouTube. Tub. Ecran. E complicat la tot acest. Arată-mă ca și cum ai ascultat muzica. Rec. Căști, audio. Ce vreau să-mi... Ce vreau să-mi rec? Roșu. Roșu, numă roșu. Nu, ai stricat ăla. N-are nimic, ai pus marcator. Căști, cască. Căști audio, căști Bluetooth. Chitară rock, chitară audio. Instrument. Telefon, video. Video. Mițoiu, ce i-a zis YouTube. Mifo, auzi, YouTube, Mifo. YouTube, adică deschizi telefonul și stai pe YouTube. Asta o vreau să zică. Dar nu știi ce să mai imit. Hai că pe ăsta îl știi. Hai, dă-i. 3, 2, 1, merge. Iute. Turte.
Iute. A, bun, bun. A jucat bine, Dani. Bun. A jucat bine. Hai. Hai să vedem pe ăsta cum limiți. 3, 2, 1, merge. A, da. Panică. Panică. Pară. Penis. Panică. Bun, bun, bun. Fii atent bun. Că ne-a referit. Bun. Bun. Back on track, baby. Hai. 3. S-a auzit muzică? Da. 3, 2, 1, merge. Țuică. Țuică. Nu știu. Zilele de lungi până. Beat. Mahmur. Suc. Băutură. Alcool. Vin. Țuică. Aha, apă. Bun. Țuică era cu țuică. Am dat-o la nimereală maxim. Hai, hai și unul. Ultimul. Și ultimul. Să te văd, Dani, la asta. Doamne ajută. Nu. Bine, Doamne ajută, Doamne a lui. 3, 2, 1, merge. Priză. Glory hole. Priză. Bun. Mamă, m-a dus mintea la glory hole, auzi? Păi mi-a arătat o gaură pe tine. Mamă, ce bun. Bravo, Dani. Bun. Bravo, mi-a plăcut. Bun, asta a fost. Fii atent că am o întrebare nouă pentru el. Ok. Crezi în extraterestri? Sau universuri paralele? Doamne, fii în ce te-ai băgat cu asta. Ești sigur că vrei să pornești discuția asta cu mine? Că sunt prietenul cu Costi Ioniță. Adică ești foarte pasionat de subiectele astea, nu? Sunt că foarte pasionat. Astea mi se par de copii cu extraterestri. Dacă vrei cu energie, cu univers, cu altceva, discutăm. Asta cu energie, constelații, dacă vrei să vorbim. Adică tu crezi și în zodii și în toate chestiile de genul ăsta, nu? Da, în zodii nu prea. Nu. Dar constelații? Nu prea îmi bat capul neapărat. Constelații ca ce? Adică tu ai o rădăcină. Și dacă s-a întâmplat ceva în trecutul tău și nu s-a rezolvat, poți să te întorci printr-o anumită terapie și să vezi ce s-a întâmplat în trecutul ăla. Știi, știi la ce mă refer? Da, nu? Eu știu, dar sunt alte metode, nu știu. Ayahuasca, dacă ai auzit, nu știu. Cuasca? Ayahuasca. Nu. Am auzit doar termenul, dar nu știu despre ce e vorba. Vă explic aș de ayahuasca. Pe scurt, asta cu extraterestrii, mi-asum tot ce spun acum, o să fiu și mai răutăcios. Orice om care se uită acum la podcastul ăsta și crede că în universul ăsta pe care după atâția ani de zile de știință n-am reușit să-l delimităm și care în fiecare zi se extinde și crește și nu o să reușim niciodată să-l măsurăm cu adevărat și noi suntem o firmitură, nu știu, microscopică în comparație cu cât este el de mare. Dacă voi credeți că în tot spațiul ăsta noi suntem singura formă de viață inteligentă care trăiește, vă înșelați, a? Amarne. Cum să crezi, frate? Că e imposibil, e fizic imposibil să... Viața extraterestră poate să însemne gen și efectiv o plantă care crește pe o planetă. Sau ceva microscopic. Da, sau ceva microscopic, un germen ceva. Nu da, știu. Da, există, exact. Evident că există extraterestri. Zine-ne cu terapia asta, dar ai zis... Ayahuasca e o chestie pe care vreau să o încerc și eu. Ayahuasca, pentru cine nu știe... Un fel de terapie, nu o să mă apuc acum să o definesc eu ca un expert, dar pe scurt e un... Sunt niște plante prin Africa, e un trip care face, un anumit trip care îl face, știu că a fost de la noi și nu știu cine a fost. Prietenul Cazacu, așa cum îl cheam pe ăla. În fine, am spus să vorbesc cu el să poate reușesc să ajung acolo. Aș vrea să am multe chestii de rezolvat cu mine și... M-aș duce, sunt niște plante, efectiv, din ce am înțeles, pe care cărora le dai foc. Da. E mai complicat procesul, dar pe scurt inhalezi. Da. Te duci în starea. Da, intri într-o stare de meditație. Așa. Și efectiv sufletul tău părăsește corpul. Și, nu știu, faci o introspecție, așa, cu vieții anterioare, cu chestii ascunse în creierul tău de care nu știi, mă rog. E foarte riscantă pentru că sunt foarte mulți oameni, oamenii călătoresc din toată lumea în tribul ăla din Africa să facă, să încerce ayahuasca, pentru că poți să te vindești de boli, poți să te regăsești pe tine, poți să... E ceva special, dar sunt și mulți care mor, adică poți să mori efectiv, te rătăcești. Adică îți trebuie oricum o pregătire înainte, nu? Da, evident. Sufletul părăsești și corpul, dar nu te mai găsești. Și nu-ți mai întorci, de seama. E periculos, e riscant, dar e ceva ce aș vrea să încerc. Trebuie și un pic de curaj dai seama. Să faci treaba asta, nu? Și pregătirea.
că nu chiar adică așa. Oricum bănuiesc că tribul respectiv te anunță de înainte, vezi că e posibilitatea să... Dar nu e un business, bro, ăla. Da, nu e un business. Nu, nu la modul safety, de business. Safety procedures. Da, nu. Nu e, frate, duci acolo. Deci nu te atenționează nimeni, nu? Dacă ai ajuns până acolo, înseamnă că știi deja în ce te bagi, nu? Că sunt oameni care sunt până la ei, ca un ghid. Și te atenționează. Vlădău. Parcă Bogdan Vlădău. Parcă a fost ce a făcut. Cred. Nu vreau să vorbesc prost. Dacă ai fi președinte pentru o zi și ai putea să schimbi într-o zi, ce ai schimba? Aș schimba educația din România. Sistemul. Sistemul educațional din România. Mi se pare că se insistă mult pe chestii care nu sunt foarte relevante. Aș schimba, nu știu, aș face cum e în, nu știu, în Germania sau nu știu în ce țară e. Corectați-mă voi pe TikTok, experților, dacă e. Copiii se duc la școală în primele clase până într-a 5-a, cred, sau mă rog, li se dau foarte, foarte multe materii. Ei studiază, se vede pe ce, în ce direcție se îndreaptă copilul sau pentru ce are pasiune sau la ce e talentat. Iar de atunci se insistă doar pe 3-4 din obiectele alea ca mai târziu să ajungă să profeseze exact în domeniul pe care l-a studiat din clasa 1. Da? Eu am studiat, nu știu, în clasa 2 mi se preda franceza. De am ajuns în liceu să fac arte plastice și să am expoziții cu tablouri și cu sculpturi și să-mi fac, cum se cheamă ăla? Expoziții? Nu, ăla de la sfârșitul clasei a 12-a. Bacalaureat? Nu. La ce te referi? Specializarea. Atestat? Atestatul. Okay. Să-mi fac atestatul în pictură și în sculptură ca după încă 3 ani să studiez științele politice la facultate, ca după încă 2 ani să studiez energia regenerabilă în limba engleză. Adică ai plecat de undeva și ai ajuns. Am ajuns, n-aveam nicio treabă cu nimic. Copilul meu, de exemplu, nici nu știu dacă aș vrea să-l dau la școală. Știu că e un subiect sensibil și nu o să-mi sară în cap acum, dar mai degrabă aș vrea să-i iau profesorii lui, să dea Dumnezeu să mă binecuvânteze, să-mi permit să fac chestia asta. Să fix așa, să văd ce-i place din primii lui ani, ce-i place să facă, la ce se descurcă, la ce e bun și să insist doar pe chestia aia. Evident, cultura civică, filozofia, logica și astea care sunt chestii elementare să fie acolo, dar să-i bag eu în cap noțiuni de astea avansate de biochimie, de ce sens are dacă românul vrea să se angajeze la mega imaj, nu știu, zic, la mișto. Da, și-ar schimba sistemul educațional. Cred că asta aș face. Cred că într-o zi, dacă s-ar schimba... mult spus într-o zi, dar mă rog, cred că s-ar schimba foarte mult în țara asta. Începând de la corupții, începând de la toate. Ia spune-ne dacă ai participat din nou la Puterea Dragostei. Vreodată. Da, bine, nu, stai. Aș participa, îmi doresc foarte mult, doamna Andreea Mantă, dacă vede chestia asta, să se facă o reuniune de 10 ani. Deja au trecut vreo 6. Deja au trecut 6 ani? Da. Da. Deci mi-e nu vine să cred că mă oprești mai pe stradă și acum și îmi spune... Mă uitam la tine, la Puterea Dragostei. Da, când acum 6 ani. Să mai rău, aveam o gagică odată mai micuță, ea așa de ani, avea... Nu mai zic câți ani avea, în fine. Majoră, justițiarule din Berceni, Alex, stai neșit, era majoră. Și mi-a zis, într-o seară la film, mi-a spus... Vai, nu pot să cred că acum câțiva ani de zile veneam de la școală și abia așteptam să mă uit la Puterea Dragostei și acum stau cu tine și mă uit la film. Și zic, în ce clasă? În clasa 7-a, eram și zic, bă, și eu eram beat mort acolo cu Zador. În fine, ideea e că aș face, dar să fie o reuniune cu toți colegii din sezonul 1 de atunci, că, nu știu, e interesant. Unii au copii, acum unii cred că mai sunt și împreună, vreo 2-3 cupluri. Ne-am schimbat, ne-am maturizat, că eram copii și noi până la urmă. Aveam 18-19 până în 25 ani, maxim. Și acum sunt, deja... Cum în toată firea. Reuniunea liceului Puterii Dragostei. Da. Dar stai să vezi reuniunea de la liceu, pe aia o aștept. Cât mai e până atunci? Cred că anul ăsta e. Anul ăsta. Nu știu că nu m-a invitat. În ce an ești tu născut? 97. 97. Păi și stai, anul ăsta de cât e? Reuniunea de? 10 ani. De 10 ani? Păi cu 10 ani eram... Am terminat liceul. Mă gândeam și la mine, că și eu tot acum 10 ani am terminat și eu sunt născut în 95. Poate nu te-au chemat. Eu sunt dat de înainte. Posibil. Ah, ok, scuze. S-a dat vreun bărbat la tine în alt sens? Adică... Odată primarul de la Bârlad.
A venit și mi-a ridicat palma la mine. Da, îți dai seama. Primesc poze. Bă, nu mai primesc ceva timp, dar când era, cred că atunci era mai viral, sau, mă rog, când era cu puterea dragostei, rească Dumnezeu, dacă noi buchete de p***i. Bă, la mine în DM, buchete de p***i. Băi, la un moment dat am vrut să-i pun pe story, zic, bă, numai, chiar și dă ăștia gen cu conturi reale la un moment dat, de obicei se trimite pe conturi fake, dar dădeau și ăștia cu conturi reale, am zis, bă, cu aia, te pun pe story, termină-te cu astea. Așa, live față în față, gen, sau, mă rog, n-am avut, că n-am, nici nu sunt homofob la modul să îi judec sau ceva. Da. Nu, dacă ești om și ești mișto ca om și așa, râdim, facem catering. Dar cred că am avut un scandal odată, că am zis că s-a dat Dudu Concita. Da, cred că da, s-a supărat toată că am zis am zis Bianca Drăgușanu că s-a dat la mine sau ceva genul. Da, bine s-a dat, era mult spus. În fine. E în glumă, în caterincă. În glumă, în caterincă, mai au și ei glumele lor, dar na, nu obraznic sau în sensul ăla. Da, da, s-au dat. Și cred că orice băiat primește, nu doar eu. Ai încredere în bărbați? M-a înșelat o tată prima oră de la Brăla. M-a luat la Focșani. În ce sens? În sensul de prietenie, exceptând cazul cu Jador. Bă, da. Am încredere în bărbați că, nu știu, ai observat că, uite, de exemplu, noi suntem teoretic străini, da? Noi suntem străini, ne-am întâlnit niciodată. Noi după jumătate de oră, noi putem să, nu știu, eu aș avea încredere, poate doar eu, nu știu dacă voi, să vă zic chestii super random, gen chestii personale. Sau așa, noi la fel. Nu știu, dacă îmi spui acum, bă, dă și mie mașina să mă duc până undeva. Ia, frate, mașina, sau, nu știu, chestii de-astea. În bărbați poți să ai încredere mult mai ușor, pentru că noi suntem mai bătuți în cap, să zic așa. Femeile stau câte 6 ore la salon într-o zi, a doua zi se mai duc și pe la cafele și așa, și când ajung acasă tot se plâng la bărbați și o bârfește pe aia de o face cu o șcuțe. Ce vreau să spună cu mesajul ăsta? Ai înțeles? Ce s-a făcut părul ca mine? Ai înțeles? Adică bărbații sunt mai de încredere ca tovărășii, așa, nu știu. Aveți hate. Mă refer la încrederea dintre bărbați și încrederea dintre femei. Da, normal. Noi suntem mai de încredere, nu ne bârfim așa mult. Noi suntem genul ăla de specie care, nu știu, ne întâlnim toți la bar și când plecăm, hai, s***și, bă, hai, te, hai, da, bă, da, hai, da, dă-te, s***și, bag, nu știu ce, și pe ce plec, zic, mamă, ce băieța și Yamato, de exemplu. Știi, adică da, ne vorbim de bine. Femeile, fată, te pup, ești cea mai frumoasă, te pup. Da, bă, dreacu, de după gen, știi, sunt perverse, sunt rele, nu știu, există o chestie de asta între femei. Ia spune-ne și nouă dintre vedetele din România de cine îți place cel mai mult, ca femeie. Declară-ți aici simpatia pentru ea. Nu pot să zic. Nici inițiala să ne-o dai? Bă, nu, n-am avut niciodată un crush de ăsta la modul să mi-o doresc. Pentru că dacă mi-am dorit ceva, eu cred, sunt de părere că de oricine ți-ar plăcea din lumea asta, dacă ești un bărbat cu capul pe umeri și știi ce-ți dorești și așa, poți să obții. Adică și bărbat și femeie. Dacă îți dorești pe cineva, eu sunt pasionat de legea atracției foarte mult și știu să manifestez foarte bine chiar. Și dacă mi-am dorit pe cineva vreodată, am făcut cumva. Bine, nici nu mă întind prea mult să zic aură pe Nicki Minaj. Dar dacă aș vrea-o, glumesc, nu. De obicei îți proiectezi cam la cine știi că ai putea să ajungi, chiar dacă e un pic mai departe de raza ta. N-am avut un crush, dar cred că în ultimul an au fost vreo 2-3 așa care mi-au atras atenția mai mult din România. Însă aveau bărbați, nu mă apuc acum să stric relații, și plus că am cunoscut și eu pe cineva recent și încerc să nu mă mai las distras din alte direcții. A, pot să zic, dacă vrei, nu știu, femei frumoase din România, n-am nicio problemă. Ia să zic. Ia, spune-ne top 3. Top 3? Da, top 3 al tău. Care e? Top 3 strict așa, nu că mi-ar plăcea de ele sau aș vrea ceva. Strict ca frumusețe, okay, ca și fizic, da? Asta care a fost cu Philip Lane, cum o cheamă? Madalina Ghena. Madalina. Ok. Madalina Ghena, Emma Ută, Uța, Ruby, Antonia. Nu, asta nu e topul, gen. Zic așa, avem femei frumoase în România, foarte multe. Mai era Lena Preda, nu știu dacă o știți pe Lena Preda.
și ai make-up artist. Sunt foarte multe femei frumoase în România. Acum, Ana, trebuie să ai mai mult un pic de atât ca să ieși în evidență, că dacă ar fi să le numărăm, sunt... Cred că noi avem cele mai multe femei frumoase. Poți să-ți faci și topul pe orașe, dacă vrei. Mamă, deja trecem la alt nivel. Ia zi pe București. Păi nu, pe orașe, gen la modul din toată țara. Primul loc, București. Așa. Cele mai multe, pentru că de obicei sunt venite din alte zone ale țării, nu neapărat că astea din București. Bucureștiul, Clujul după, Timișoara după, Iașiul, Brăila, Craiova, Galați, Sibiu, nu, Brașov, Sibiu și tot așa, gen, după... Deci orizonturile am făcut top 10. Au fost la București și dar la nu Cluj. Sunt orizonturile nu, mele astea. Eu am făcut o recensământ așa, unde mi s-au părut mie că sunt... A crezut că în recensământul ăsta ai pus și niște experiențe de ale tale. Păi e logic, sunt și experiențe. Păi aia și ziceam, prin orizonturi. Am avut doar femei frumoase, măcar atâta pot să zic. Nu au fost toate... Nu, eu sunt de părere că are caietul acasă. N-ai auzit că a zis că l-a pus pe telefon? L-are și acasă. Am glumit, mă, păi. Ține-o din cap, în mintea mea. Ți s-a propus vreodată să intri în industria filmelor pentru adulți? Da. Și ce te-a făcut să refuzi atunci? I-a zis, păi de unde ești tu că am refuzat? Da? Bă, nu. Încă n-au apărut. Nu, eu am vrut să mă apuc de video chat când eram mic. Și da, bine, nu știam că e pentru bărbați. Am crezut că e pentru femei. Gen. Am aflat că e pentru bărbați, mi-am dat gândul. Și ulterior m-am prietenit cu Emma Carter, care este în industria filmelor porno. Filmul XXX. Și nu știu, bă, ea merge cu Yamato peste tot. Eu știu toată viața, toate experiențele lor, gen din chestia asta, din plecările lor. Și mi se pare tare, gen, să călătorești, să vezi locuri frumoase, să ca actor bărbat, mă refer. Să te culci cu cele mai frumoase femei din lume și așa, să iei fi și plătit pentru chestia asta, adică. Dar în același timp cred că viața e mai, despre mai mult de atât. Adică cred că ai putea să faci chestia asta o perioadă ca o vacanță așa mai lungă și după să îți reiei cursul vieții. Doar că odată ce intri, viața nu o să mai fie la fel pentru tine după. O să ți se închidă multe uși, foarte multe uși. Concepția în România, în lume, de fapt, despre oamenii care fac treaba asta, este una mai înapoiată și lumea s-ar uita. Nu că ar conta neapărat cum se uită lumea la tine, dar cu ei trăiești, cu ei trebuie să te înțelegi. Și dacă tragi așa o balanță, dacă nu vrei să faci chestia asta toată viața, adică dacă te-ai băgat să joci toată viața rolul ăsta pe care ți l-ai ales și vrei să o faci doar așa, nu merită să te apuci. Iar eu nu m-am gândit să fac chestia asta toată viața. Nu, n-am luat în considerare niciodată și nu cred că ar fi stilul meu de viață. Ți-am zis că o vacanță, da, dar eu visez să am o familie, să am copii. La cât sunt eu de gelos, stai seama că și pe ea o să stai și o să o fac geloasă și mi-a reproșat tot timpul ce am făcut în trecut și așa. Și, na. Cum arată femeia perfectă pentru tine? Nu arată cum gândește. E cu o secundă mai deșteaptă decât mine. Atât. Și la fizic și așa, nu prea contează acum. Nu știu, pentru mine știi ce contează, de ce mă uit eu la aspectul fizic la o femeie dacă mă gândesc să o iau pentru mine toată viața? Nu mă gândesc pentru mine că să mă bucur de formele ei, cât m-aș lua pentru că știu că copiii noștri ulterior o să ia din trăsăturile ei. Și dacă ea e urâtă sau strâmbă sau vorba vine... Așa, știu că și copiii mei o să fie. Și aș prefera o femeie frumoasă, cu trăsături frumoase și să arate bine și proporțională și așa, doar pentru că știu că are genă bună pentru copiii mei. Așa o gândesc. Nu e neapărat de să mă bucur, că cât mă bucur, 10, 20, 30 de ani, că după asta oricum se schimbă, corpurile se schimbă în timp. Și, na, rămâi cu caracterul pe care l-ai ales, nu cu femeia pe care l-ai ales, cu fizicul pe care l-ai ales. Ai avut vreodată de-a face cu lumea interlopă? Lumea interlopă din ziua de azi mi se pare că e percepută greșit. Și când mă refer la lumea interlopă, mă refer la unii oameni care sunt acuzați pe nedrept pentru chestii pe care nu le-au făcut, pentru chestii pe care le plătesc și de fapt le plătesc pentru alții. Am
cunoștințe, să zic așa, din toate lumile, pentru că sunt un om care, nu știu, îi place să-și lase uși deschise peste tot, prefer să câștig un prieten decât un dușman de fiecare dată. Și am învățat de mic, să zic așa, că respectul se câștigă și nu se impune. Am avut legături, să zic așa, cu sau fără voia mea, n-am avut niciodată scandaluri foarte mari sau să fac prăduieri sau ce se mai face ziua de azi, ce se practică. Dacă ești om cu mine, sunt și eu om cu tine și nu contează că ești cerșetor, avocat, interlop sau, mă rog, eu respect pe toată lumea în mod egal, dacă în funcție de cum se comportă cu mine sau și cum se comportă cu oamenii din jur. Nu judec oamenii înainte să-i cunosc, pe scurt, așa că pentru mine contează prea puțin cu ce se ocupă omul ăla, dacă el e om cu mine. Sunt și eu om cu el. Vreau să jucăm un joc, se numește Amnam. Ai făcut sau nu ai făcut? Ți-am trimis două poze. Poți să și comentezi dacă vrei. Da, dragă, da, le-am primit. Bine, să începem. Amnam făcut sex în locuri riscante de a fi văzut. Unde? Păi stai, mă, Amnam sau interviu? Păi nu, că am zis, poți să comentezi dacă vrei, tu l-ai întrebat. Ai înțeles? Deci dacă am făcut în locuri riscante unde aș putea fi prins, nu? Da. Da. În avion, la baie, în cimitir, în parc, cimitir? În intersecție. În intersecție? Da, în cimitir era vie fata, nu era moartă, să știi. Ok. A. Asta cu intersecția, stai așa, cum adică în intersecție? În intersecție. În timpul zilei sau seara? Și. Păi erați în mașină? Da. Îți dai era, seama că era în mașină. Era oameni, era, nu era... Gen era... Trotuar, gen, adică era pe jumate pe trotuar, dar mă rog. Gen era nu? Nu. Mai zi. Păi ce, las că le cenzurez. Mai zi. Și, și. Nu, cum vezi sărbătorii. Da, îi va avea geamuri fumriși în față sau? Mă. Da. Păi așa s-a terminat, gen, că venea cineva la mașină. Mai departe. Trebuia să vină cineva să zică, îmi dai și mie un leu. N-am înjurat un preot. Nu. No. Trebuie să găsesc pe cineva cu întrebarea asta. No. N-am fost pe o plajă de nudiști. Am, dar trebuie argumentat aici, gen, n-am fost niciodată, nu știam că e de nudiști acolo, am fost la un moment dat, am filmat cu Culiță Step și cu Costioniță, niște piese, mă rog, și am filmat pe malul mării și trebuia să mergem cu baghiuri, cu ATV-uri, a fost piesa la piesa cu Cristina, Te iubesc la nebunie, da, așa se cheamă piesa, Te iubesc la nebunie, dacă vă uitați la clip. Foarte mișto vremea, foarte mișto mood-ul, summer, fresh, baghiuri de alea, șmechirii, bla, bla, bla. Și am plecat cu Cristina aia sau cu Dodon și se primă pe plajă. Era o pauză la filmări, că filmam două sau trei clipuri în aceeași parte și filma Culița. Acum și trenase partea la asta și ne plictiseam. Păi eu mergeam pe plajă, s-a părut mie că trece ceva ciudat. Trec un cuplu cu femei și cu un bărbat dezbrăcați. Ce naiba? Mai stau un pic, mai trec încă doi. Și se uitau așa la noi urât, ca și cum că eram îmbrăcați noi. Adică, mă rog. Da. Și mă duc la Costi și zic, bă, frate, ia uite, era o femeie dezbrăcată, frate, dezbrăcată de tot. Și era, păi da, frate, suntem la nudiști. Cum adică la nudiști? Da, păi am venit să fim la nudiști, că ești la așa mai liberă decât la restul plajului. Zic, mă. A fost tare, gen. N-am fugit de poliție. A fost de mult, nu? De la acum vreo 15-20 de ani, nu? S-a prescris. N-am purtat lingerie intimă feminină. What? Nu. N-a avut nimeni fantezia asta, da, nu? Da, sutie în odată. Mai vezi? Pentru TikTok. Ba da, mi-am pus un sutie pentru TikTok. N-am fumat marihuana. Bă, fii atent cât de tare. Odată a venit unul... stai că nu e genul ăla de poveste, că a venit un om, un prieten, nu știu ce... Eram la o emisiune și cineva a venit din Olanda și a zis că are niște brownies. Brownies mai speciale. Aveau da, șmecherie. Și am încercat un brownie din ăla. Și zic, frate, dar e normal, gen, n-avea nimic. Mai dă-mi unul. Bogdan, ești sigur? Da, frate, că n-are nimic, ce dracu. Și am mai luat un brownie din ăla. Și am plecat acasă.
Nu e ce trebuie. Deci nu știu dacă se pune, gen, dar nu-mi nu, plac astea, da. Nu mă pasă. Păi n-ai știut, nu se pune. Da. Ba, am știut, că mi-a zis că e specială, da, da. Ah. Dar gen, eram curios, dar nu, nu pasionează. Okay. Și oricum, nu, nu știu pe nimeni să zică, mamă, ce tare. N-am furat când eram mic. Când eram mic? Mm-hmm. Și mare, ia zi. Da, mare, ce ai furat, ia zi-ne. Inimi. Aaaa, bun răspuns, bun. Bun, te-ai scos. Bun costică, dar nu? Dar ce era furat, mă, când era mic? Totul nu a fost. Răspunsul lui Bogdan a fost bun? Depinde. Da, da. Da. Am scăpat de amende în trafic pentru că polițistul m-a recunoscut. Ce făcusei? Bă, nu știu. Nu profit de chestia asta sau... Până la urmă, trebuie să plătești pentru greșelile tale. Și niciodată n-am încercat să... mă sustrag de a plăti pentru ceva ce am făcut greșit. Dar uite, ultima oară a fost chiar recent. Nu mai zic unde, în ce oraș eram. A fost recent, gen zilele astea, chiar alaltă. E bine că nu spune. Păi da, dar nu zic în ce oraș. Nu, da. Zice unde. Am fost tocmai de la mama până în București, am mers 4 ori cum așa. Fine, și eram pe un drum de ăsta de țară și ieșeam la strada principală și îmi puneam... Și Waze-ul, mă certam și cu mama la telefon că voia să știam și ce perdele și nu știu ce îmi spunea acolo, eram pe video, zic, bă, mama, lasă-mă că hai că închid, că îmi pun Waze-ul și mă rog. Și eram cu ea pe video și fix când îi ziceam asta, bă, dar nu exagerez sau să zic eu chestii de aia, gen, mamă, uite, mamă, Sfântul Bogdan, mai vorbești pe când te mai sună cineva la telefon, mai răspunzi. Oricum, mașinile în ziua de azi, majoritatea se conectează și navigația și telefonul la mașină, adică nu trebuie să stai așa la telefon. Și zic, bă, mamă, lasă-mă că așa. Îi închid, eram pe video cu ea, îi închid și las telefonul gen acolo jos. Mamă, și se întoarce unul după mine. Știi de ce te-am oprit, nu? Și zic, nu știu. Dar bănuiesc. Frate, dar n-avea cum, mașina mea e înaltă, gen n-avea cum să mă vadă, că era fix în momentul, gen ăsta e geamul și cam atâta și fix în momentul ăla. Bă, în secunda aia, mă, frate, să mă vezi, poate mă cunosc și numărul sau mașina, dar fix să te uiți așa, în fine. Vorbeați pe telefon și zic, bă, o să sune ca o scuză de aia proastă. Jur că i-am închis gen mamei mele și așa. Păi și știți că n-aveți voi. Și zic, păi da, uite, ieșeam acum, abia acum intram pe strada principală, pe drumul. Eram pe un drum de ăsta, cum se cheamă, care nu era gen... Asfaltat? Asfaltat. Era un drum de ăsta, de țară. Și zic, acum intru gen să mă... Nu, domnule, te-am văzut cu telefonul în mână și zic, bă, frate, ieși tu să nu încercați, să nu o furați de la mine pe asta. I-am zis așa. Ești băiat, bărbat, vă, da? Ai și tu mamă, da. Mâncați ești gura ta, ești la serviciu. Te sună maică ta. Nu contează că ești în mașină. Nu-i răspunsul lui maică ta, mă, așa e inimă, s-a întins. Nu-i răspunsul lui maică ta la telefon, păi eu și acum dacă mă sună mama sau și când sunt în direct la mine la canal sau oriunde aș fi, dacă mă sună mama în momentul ăla, eu răspund. Mama, frate, în primul rând trebuie să te consideri, i-a zis, trebuie să te consideri de norocos că o ai în viață și că poate să te sune maică ta la orice oră și că sunt oameni care visează să vorbească cu mamele lor măcar o dată. Și eu să nu-i răspund lui mama. I-am răspuns că e mama și am închis. Na. Hai, bine Bogdan, du-te. Bine Bogdan, du-te fără să-i dau actele, gen. Da, am înțeles. Nu, dar gen oricum n-am mers cu el la, da, așa sau să mă uit în cameră să conduc sau mă rog. Gen, am lăsat acolo, gen, jos. I-am închis când intra pe principal. Îți mulțumim că ai venit la noi și în încheiere vreau să lași câteva gânduri, sfaturi bune pentru oamenii de acasă. Sfaturi bune, să nu vă lăsați principiile călcate în picioare. Întotdeauna să spuneți ce aveți de spus când simțiți nevoia. Să faceți compromisuri, dar care să nu vă afecteze pe viitor. Doar așa, compromisuri mici. Și să nu aveți încredere niciodată în altcineva în afară de mama și tatăl vostru sau fratele. Mamă, tate, frate, soră, atât. În rest, te naști singur și mori singur. Mulțumim. Mulțumim și eu, băieții.